Bună ziua! Sunt Daniel Stanciu, manager portofoliu de porumb în cadrul companiei Bayer România și vă invit să discutăm azi despre unul dintre factorii care influențează major producția finală de porumb și anume controlul buruienilor și câteva reguli de bază în alegerea planului de erbicidare. Combaterea buruienilor din cultura de porumb reprezintă o verigă tehnologică deosebit de importantă, cu impact major nu numai asupra producției obținute pe hectar, dar și asupra culturilor care urmează în cadrul rotației. Obiectivul principal urmărit atunci când alegem planul de erbicidare îl constituie eliminarea concurenței buruienilor, concurență care se instalează pentru apă, nutrienți și lumină și care poate scădea producția finală cu până la 33% dacă nu se intervine la timp și cu produsele cele mai eficiente de combatere și control. Atunci când decidem ce plan de combatere a buruienilor vom alege, trebuie să avem în vedere câteva reguli care ne ajută să avem un rezultat excepțional în cultura de porumb, deoarece cel mai bun start pentru cultura porumbului este unul care presupune lipsa buruienilor. O regulă generală. Eliminarea rapidă a buruienilor din cultura de porumb aduce sporuri de producție. Ce ne spune această regulă? Ne spune că menținerea terenului curat din primele faze și pe întreaga perioadă de vegetație ne ajută să avem o producție ridicată de porumb. Nu trebuie să așteptăm ca buruienile să răsară și să extragă apa și elementele nutritive din sol. Trebuie să le eliminăm imediat după ce cultura de porumb a fost semănată. Cu cât îmburuienarea este mai mare, cu atât pierderea de producție este mai mare. Plantele de porumb sunt capabile să compenseze pierderile cauzate de competiția buruienilor dacă impactul îmburuienării apare în primele fenofaze sau dacă competiția buruienilor este controlată până în stadiul de 4 frunze al porumbului. Pierderile de producție sunt majore și pot ajunge până la 33% din producția de porumb dacă întârziem momentul aplicării produselor de protecție până în faza postemergentă de 8 frunze, iar buruienile nu sunt controlate până atunci. O altă regulă o reprezintă faptul că gradul ridicat de infestare cu buruieni reduce fereastra de aplicare a produselor de protecție. Cu cât gradul de infestare este mai mare, cu atât trebuie să intervenim mai repede pentru a reduce pierderile de producție. Tratamentele în post-emergență, în faza de 5-6 frunze ale porumbului, obțin de cele mai multe ori rezultate foarte bune în controlul buruienilor, dar pierderea de producție nu mai poate fi compensată de plantele de porumb. Compania Bayer este lider în combaterea buruienilor în cultura de porumb și oferă o gamă largă și completă de soluții pentru obținerea unui start ideal în sezonul 2021. Pentru un rezultat excepțional în controlul buruienilor din cultura dumneavoastră de porumb, vă recomandăm utilizarea celui mai puternic portofoliu de produse cu aplicare atât în preemergență cât și în postemergență târzie, acoperind un spectru larg de buruieni monocotile și dicotile, anuale și perene. Dintre produsele cele mai eficiente din portofoliu, vă recomandăm Adengo. Este cel mai vândut și cel mai complex erbicid pentru cultura de porumb din România, dintre produsele cu aplicare în preemergență și postemergență timpurie. Adengo combate peste 85 de specii de buruieni și reprezintă o armă eficientă în reducerea rezervei de buruieni perene, precum pălămida și costreiul din sămânță. Are o eficacitate de lungă durată datorită capacității de reactivare a produsului în perioada de vegetație. Capreno este un erbicid cu aplicare în postemergență, de la stadiul de 2 frunze până în stadiul de 6 frunze, care asigură o protecție de lungă durată împotriva buruienilor mono și dico anuale și datorită activității pe care o are la nivelul solului. Laudis este unul dintre cele mai flexibile produse din portofoliul nostru de erbicide destinat segmentului de postemergență, cu un spectru larg de control al buruienilor, care se poate aplica din faza de 2 până la 8 frunze ale porumbului. Pentru combaterea cu succes a costrelului, dar și a unui spectru larg de buruieni dicotile donate anuale, vă recomandăm utilizarea produsului Echip. Folosind produsele Bayer, beneficiați de garanția calității și a performanței. În noul sezon, vă dorim să aveți parte de recolte bogate și sănătoase.